Bună ziua! Asociația Donau Soia este o asociație obștească care întrunește diversi membri din Europa, din țările europene, atât societate civilă, politicieni, cât și reprezentanți ai lanțului valoric ai soiei. Asociația promovează cultivarea soiei genetic nemodificate și pentru Moldova au demarat activitățile în anul 2015, ca ulterior în 2018 să fie inițiat acest proiect care este finanțat de către Uniunea Europeană, implementat de ADA împreună cu Donau Soia și Prodidactica. Deci scopul proiectului este unul ambițios. Este ca să ajutăm agricultorii din Republica Moldova să atragă atenție deosebită acestei culturi, care este o cultură principală, asigurarea cu proteină vegetală și în special mă refer la sectorul zootehnic. Majoritatea populației nu cunoaște, dar indirect fiecare din noi consumă în jur de 150-160 de grame de soia pe zi, care trece prin produsele de origine animalieră. Moldova are tot potențialul pentru a-și asigura necesitățile interne cu soia de producție locală sau cu soia genetic nemodificată. În cadrul componentului avem o abordare complexă, atât ca să instruim producătorii cum să fie mai eficienți, cum această cultură să fie rentabilă pentru producere, să identificăm o cerere mai bună pe piață sau să asigurăm accesul pe piețele premium și în cazul dat mă refer la piața europeană, cât și să asigurăm implementarea standardelor de calitate care sunt foarte importante atât pentru consumatorul local cât și pentru cel european. Și bineînțeles, cadrul normativ trebuie adus în concordanță cu rigorile europene. Moldova, având o tradiție de peste 40 de ani de a cultiva această cultură, poate să reușească să asigure atât necesitățile pieței locale, consumatorul local, cât și surplusul să fie exportat, anume pe aceste piețe premium. Soia convențională non-GM, cât și soia ecologică. Suntem bucuroși să salutăm participanții virtual și real la seminarul de azi, organizat de proiectul Donau Soia, împreună cu Institutul de Cercetări pentru Culturi de Câmp Selecția și alte companii în domeniu. Ne aflăm la platforma cu testarea diferitelor soieri de soie. Institutul de Cercetări pentru Culturi de Câmp Selecția se ocupă cu ameliorarea soiei începând cu anul 1944, adică odată cu fondarea Institutului, și este acumulată deja o practică bogată. Vizitatorii vor avea posibilitatea să vadă diferite aspecte tehnologice ale cultivării soiei. Mă refer la soieri, mă refer la metode de protecție a plantelor contra bolii dăunătorilor buienilor, tratarea cu inoculanți. Nu mai puțin important pentru cultura soiei este și amplasarea soiei în asolament, lucrarea solului, mai ales în condițiile când structura suprafețului în sămânțare în Republica Moldova este suprasaturată cu culturi tehnice, pondere culturilor tehnice în structura suprafețului în sămânțare, deci împreună cu soie, floarea soarelui, rapsă. Deci secăl de zahăr constituie ajung până la 70%, în așa o situație este foarte complicat de a asigura o dezvoltare durabilă a agriculturii. Succes în cultivarea soiei putem să avem doar în situația când respectăm o alternare corectă a culturilor în cadrul asolamentului și respectăm cerințele față de lucrarea solului. Printre alte, aici sunt foarte mari discuții acum, cum lucrăm sol, arăm, nu arăm. Avem o experiență aparte cu soia, unde nu folosim arătura. Chiar ne-am refuzat de lucrarea solului în întregime, folosim no-till, dar pentru a combate buruienile folosim secară. Toamna am semănat secară, primăvară când secară era de cum de înălțimea mea, direct în secară am semănat soia. Vreau să spun că fără erbicide este posibil de a cultiva soia. Rolul culturilor leguminoase anuale în asolament este extraordinar de mare și noi avem posibilitatea să reducem dependența de îngrijinți minerale prin fixarea azotului biologic de atmosferă. Dar un avantaj foarte mare a soiilor create la Institutul Selecția este că ele nu sunt genetic modificate.
Ba chiar noi, în cadrul Pulci Moldova, avem legea cu privire la securitate biologică care prevede de a interzice importul semințe genetic modificate. Cu părere de rău, aici sunt probleme, fiindcă se mai importă semințe genetic modificate. Unii spun că producția lor este mai mare decât producția soierilor negenetic modificate, ceea ce nu poate fi agreat această viziune, fiindcă nu este în realitate așa și sunt date la nivel global publicate care nu confirmă că soierile genetic modificate au prioritate față de soierile negenetic modificate. Noi, cu părere de rău, nu urmărim care sunt consecințele, deci de lungă durată, a folosirii soierilor genetic modificate. Noi, în Republica Moldova, avem toată posibilitatea pentru a restabili sistemul de producere a semințelor și ceea ce este aici, în Republică, nu cedează la ceea ce se aduce de import și este benefic atât pentru sănătatea oamenilor, atât pentru sănătatea animalelor, cât și pentru mediul ambient. Activitățile componentei agricultură, dezvoltare și cercetare proiectului sunt concentrate pe creșterea calității, cantității și productivității culturii de soia, precum cea convențională, cât și cea ecologică. De asemenea, activitatea este concentrată pentru a consolida sistemul agroalimentar și cel de cercetare și dezvoltare. Acordăm suport și transfer tehnologic pe toate verigile lanțului valoric la soia pentru a crește productivitatea și competitivitatea fermierilor din sectorul dat. Contextul implementării platformelor demonstrative sunt pentru a facilita accesul la noile cunoștințe, la bunele practici pentru fermierii din Republica Moldova care cultivă soia, testarea soierilor de soia, testarea inoculanților, cercetarea plantațiilor la stare fitosanitară, cât și controlul bruienilor, bolilor și dăunătorilor. Considerăm că acest aport al proiectului pentru sectorul cultivării de soia va permite și va încuraja fermierii de a cultiva cât mai mult această plantă, această cultură care este extrem de valoroasă atât pentru alimentația umană, cât și cultură furageră, dar și care este inclusă în rotația plantelor de pe câmp. Platforma aceasta este o parte componentă a proiectului european creșterea competitivității în sectorul agroalimentar cu includerea lui în lanțurile valorice interne și globale la cultura soiei. Acest proiect de acum derulează al doilea an. Obiectivul principal care urmărește organizarea acestor platforme este de a scoate în evidență acele soiuri productive care au o perioadă de vegetație adecvată, acomodate la condițiile pedoclimaterice a zonei de nord a Republicii Moldova. Condițiile climaterice anului 2020, până la momentul de față, nu sunt favorabile pentru creșterea și dezvoltarea plantelor de soia. Răsăritul plantelor a fost neuniform și cu întârziere. În a doua jumătate a lunii, în a doua decadă a lunii mai, am avut noroc de ploi, situația s-a îndreptat, are loc cea mai critică fază din perioada de vegetație a culturii date, faza de înflorire în masă și umplerea păstăilor. Prezentăm deci inoculantul nostru Hi-Stick, deci care a fost tratat semințele de soie. După câte știm, Bradorhizobicum japonicum este o simbioză între bacterii fixatoare de azot care se folosesc și se utilizează numai la soie, fiindcă toate culturile, celelalte culturi boboase au a lor, spunem, bacterii simbiotice. Noi putem să vă spunem că la momentul de față inocularea soiei a devenit un procedeu care este obligatoriu. Deci nu este un procedeu care ne ajută pur și simplu să căpătăm roada, este un procedeu obligatoriu. Deci după câte noi cunoaștem, preparatele care se tratează semințele, deci încep să acționeze cu planta. După 45 de zile soia are procedeul acesta de fixare azotului.
prezentăm produsul HiStick, care este un produs pe bază de torf, care este îmbibat cu bacterii fixatoare de azot, deci este foarte ușor de utilizat, se poate utiliza cât și în formă uscată în buncărul sămănătorii, cât și poate de tratat cu soluție umidă. Aici vedem că sunt foarte multe bacterii, dar ca de obicei la noi este puțin deficit de umiditate, dar dacă luăm în secțiune transversală, noi putem să vedem că unele din aceste bacterii sunt vii, ele fixează azotul. Deci ele sunt roșii și rozuri, asta înseamnă că el fixează azot, sunt sănătoase și asta ne dă încă un avantaj prin aceea că noi o să mărim roada la hectar. Soia este o cultură care produce proteină. Cunoaștem că la baza proteinei este azotul. Și din considerentul acesta, noi intervenim cu culturi de bacterii azotofixatoare, este tratat semințele pentru mai apoi să formează bacterii azotofixatoare cu un randament mai sporit în fixarea azotului. Din considerentul acesta se face inocularea semințelor. Pilotul acesta noi am testat inoculantul Masterfix Premier de la compania Stoller. Vedem pe sistemul radicular, adică că nodozitățile s-au format, sunt mici din cauza lipsei de precipitații. Lipsele de precipitații totuși adică își joacă rolul foarte important. Aici am testat numai un singur produs Masterfix care este inoculant, dar în alte loturi demo am testat și alte produse pe bază de cobalt și molibden. Ambele produse, atât Masterfix El Premier, cât și Comoplate, sunt produse eco, au certificat ecologic, pot fi folosit cu ușurință în cultura organică a soiei. Se necesită ca toată această procedură de inoculare să fie efectuată de umbră, ferit de soarele direct a soarelui, și să fie efectuată cel mai bine în aceeași zi de semănat, ca să avem un rezultat cât mai bun. Inocularea permite a avea o plus recoltă la hectar în cel puțin 10%, mărește calitatea proteinii din soia până la 40-60%, de asemenea, aceste bacterii, nodozitățile care se formează pe rădăcină, permite la cultura din soia să asigure până la 60-80% din necesitatea de azot în perioada de dezvoltare a culturii. Rămâne un pic de azot și pentru cultura următoare în asolamentul care se folosește. Și în general, în rotația culturii se necesită o cultură leguminoasă ca să facem o structură mai bună solului. Și de asemenea, și după soie, să fie semănat grâu, avem un grâu de panificație foarte excelent. Inoculantul local produs la Institutul de Microbiologie și Biotehnologie a Academiei de Știință Moldovei se numește Rizolic. Deja de mulți ani se produce, circa 30 de ani. Acest inoculant are rezultate bune, au fost obținute în anii precedenți, în diferite locuri. Noi acum îl încercăm în paralel, în comparație cu alți inoculanți care sunt aici, de peste hotare. Eu cred că acest inoculant trebuie implementat cât mai mult, adică pe suprafețele de soia în Republica Moldova, deoarece este adaptat la condițiile noastre, el este luat niște bacterii de microorganisme care sunt produse și luate din solurile Republicii Moldova. La soia noi am aplicat în două variante pentru tratarea semințelor doi inoculanți, produs bio de la compania BTU, inoculant pe bază de bacterie Rhizobium japonicum. Este o bacterie sau o tulpină de bacterie selectată special, care are o virulență mai puternică față de planta de soie și o capacitate sporită de producere azot până la 100-150 de kilograme la hectar, în dependență de condițiile climaterice. Adăugător inoculantului noi am folosit și un biofungicid Obelix. Biofungicid pe bază de bacterii Bacillus subtilis este un antagonist a mai multor boli, inclusiv a celor radiculare. Dezvoltă pe rădăcina plantei grupe de bacterii
populației și în acest mod apără rădăcina de bolile radiculare a plantei. Am aplicat și un adjuvant Liposam. În afară de aceasta am mai folosit și un biostimulant și este o bacterie azot fixatoare în formă liberă. A doua variantă, în locul la inoculantul Rhizobium japonicum, am aplicat un inoculant pe bază de micoriză. Este o ciupercă formatoare de micoriză care formează în sol un miceliu, când lucrează cu planta. Și plusul la aceasta este că planta, prin intermediul micorizei ciupercii, absorbe mai bine substanțele nutritive, inclusiv mai econom folosește apa. Pentru tratări foliare, noi am aplicat două produse, Bioforce Evergreen și Bioforce Nitrofix. Evergreen este un îngrășământ foliar, stimulator de creștere. Nitrofix este un antistresant. Noi recomandăm aceste tratări să facem în două etape. Prima etapă în perioada de înflorit. Și acum când este secetă, noi în acest fel ajutăm planta adăugătoare, îi dăm hrană suplimentară prin frunze, deoarece rădăcina pământului este uscată, rădăcina lucrează greu. Asta îi dă adăugător capacitate de a forma mai multe flori, mai multe păstăi. Și a doua perioadă de fertilizare foliară, eu recomand în perioada formării păstăilor, umplerilor, păstăilor. Varianta a doua de fertilizare foliară din portofoliul companiei Vitrate sunt două produse. Novalon foliar, un produs cu conținut de NPK, magneziu și microelemente. Este o hrană suplimentară pentru prin frunze. A doilea produs este Speedfall Bor, este un produs conținut de 17% bor. Borul, după cum știm noi, el ajută planta la formarea mai multor flori și legarea lor. A treilea produs care îl vom folosi în a doua etapă de fertilizare este Speedfall Marin. Este un antistresant pe bază de alge marine cu conținut sporit de aminoacizi și a doilea produs va fi Novalon foliar 19-19-19. În anii secetoși avem posibilitate prin aceste două tratamente să obținem o recoltă cu până la 25% mai mare. Mai mulți ani la rând avem ca parteneri compania Rhizobacter, care este o companie din Argentina și este un lider anume în microbiologia agricolă. Și anul acesta a fost oferit un preparat, un inoculant, Rhizolic, care a fost testat pe această platformă. Acest preparat are o formulă exclusivă și o concentrație sporită de bacterii, Bradyrhizobium japonicum, care cu siguranță asigură formarea nodozităților chiar și în acest an secetos pe sistemul radicular al plantei de soia. Costurile fermierului privind aplicarea procedurii de inoculare se răscumpără prin faptul că la recoltare, deci avem o plus valoare a recoltei în mărime de 10%. Susținem Donau Soia din momentul primului an de apariție a filierei acesteia în Republica Moldova, împreună cu ambasada Austriei. Toți colegii noștri din cadrul companiei întotdeauna recomandă fermierilor diversificarea asolamentului și noi avem o problemă, într-adevăr, păstrarea precipitațiilor atmosferice pe care noi le depunem, toți sunt mai puține. Soia pentru noi este o cultură strategică, reieșind din aceasta, noi propunem o serie de soiuri începând cu 3D0. Considerăm că pentru Republica Moldova este bine să avem spectru diversificat al precocităților de soia. Deci 3D0 la momentul actual este reprezentat printr-un lider absolut în categoria sa, inclusiv și anul trecut în cadrul tuturor experiențelor de Donau Soia, soiul Livius a luat locul 1 în toate regiunile. Este un soi foarte stabil. În același timp, soiul care oferă recolta undeva în perioada lunii august, da? Adică la semănatul corect. Soiul care de asemenea poate fi implicat în multiplicarea și creșterea în cadrul culturii a doua, în urma semănăturilor, adică în urma recoltării culturii de orz de toamnă. Anul acesta iarăși a demonstrat că condițiile Republicii Moldova sunt instabile și nu cred că ceva se va regula în următorii ani. Trebuie să fim pregătiți pentru tot felul de condiții. În acest caz, recomand
recomandăm și următoarele soiuri din punct de vedere al precocității. Un pic mai târziu, cu 10-15 zile, soiul Bitina este la 105-110 zile. Ca precocitatea, atenție mai înaltă aș dori să accentuez asupra soiului Albenga și Altona. Sunt lideri în categoria grupii medii de precocitate, deci Altona este un soi în grupa 120-125 de zile și Albenga în categorie 130 de zile, care are într-adevăr o toleranță, rezistență la bacterioză și alte boli specifice soii. În toată locația aceasta de 40 de soiuri de soia, cred că o să vedeți fâșie, cea mai verde este totuși de la Albenga. Și cu aceste soiuri ar trebui în mod normal un fermier să finalizeze recoltarea, deci e preconizabilă plus minus undeva în perioada 15-20 septembrie. Dar ca grupa de precocitate este actuală pentru oricare fermier din Republica Moldova, inclusiv și cei de la Briceni. Compania ProGrain Organic este, cred că, unul din cei mai activi parteneri al proiectului Danube Donau Soia. Prin prisma că domeniul nostru de activitate se contopește foarte bine cu ideile promovate de acest proiect. Pentru noi, cultivarea soi în sistem ecologic este un fundament pentru a dezvolta această ramură în general. Soia cultivată în sistem ecologic este oricum profitabilă, mai profitabilă decât soia convențională și în condițiile de secetă, prețurile la soia ecologică acoperă cheltuielile de producere, obținând o tonă de soia la hectar. În cazul convențional avem nevoie 2 tone și mai mult pentru a acoperi costurile de producere. Noi mizăm mult pe această cultură și an de an o vom include tot mai mult în asolamentele noastre. În cadrul companiei noastre, deci avem cultivate 6-700 hectare acum cu soia ecologică. Avem circa 150 de hectare cu soia semincieră. Mizăm că fermierii noștri vor prefera în anii viitori tot mai multă soia, dar nu numai prin faptul că este o cultură benefică pentru sol, dar și prin faptul că este o cultură rentabilă pentru sistemul ecologic. Am avut foarte multe schimburi de experiență, deplasări în străinătate, cunoștințe cu originatorii de material semincer, cunoștințe cu procesatorii de soia. Ulterior am utilizat aceste practici în sistemul nostru, care l-am implementat în Republica Moldova. Deci am investit și în infrastructura post-recoltare pentru soia, am investit mult în producerea materialului semincer, cum în tehnologie, așa și în tehnologia post-recoltare. Am participat la mai bine de 20 de evenimente organizate. Practic putem spune că am pus baza conștientizării faptului că această cultură este una de bază pentru sistemul ecologic. 3 ani în urmă, când am conștientizat că soia este o cultură necesară pentru asolamentele ecologice, am pornit de la 100 de hectare, ca apoi să creștem la 200, la 400 și anul ăsta la 600. Pentru anul viitor suntem optimiști că vom reuși să înființăm 1000-1500 de hectare cultivate în sistem ecologic, iar mai apoi, într-o perioadă de 2-3 ani, posibil că ar fi momentul să investim și într-o facilitate de procesare a soiei ecologice locale, ca să menținem valoarea adăugată acasă. Colaborarea cu Danube Soia ne-a impulsionat spre alte valori, spre alte tendințe și, dat fiind faptul, chiar analizând colaborarea ultimilor 2 ani, veți vedea că ProGrain Organic a fost un proiect, un partener de nădejde, nu numai prin faptul că am beneficiat de programe, dar prin faptul că am și implementat multe din practicile propuse de acest proiect. Toată producția noastră certificat în sistem ecologic va fi paralel certificat și în standardul Danube Soia.
Controlul buruienilor la cultura de soie este foarte important. Pe această platformă a fost prevăzut un bloc de experiențe destinat combaterii buruienilor. Au fost folosite două metode de combatere a buruienilor, atât prin folosirea ierbicidării, cât și prin combaterea mecanică a bolilor. Ambele metode s-au dovedit a fi eficiente. Au fost combătute buruienile monocotiledonate, dicotiledonate și deci aici putem vedea o plantație liberă de buruieni în comparație cu martorul. Împreună cu echipa proiectului, cu partenerii noștri, am vrea să încurajăm producătorii locali ca să utilizeze soiurile autohtone, să aplice practicile recomandate de către proiect și împreună cu ei reușim să asigurăm necesarul intern consumatorilor de soia și de produse de soia în Moldova. Și de asemenea putem să avem acces la piețele premium. Mulțumim acele soiuri care se cer în producere. Și acum, deci aura, dacă era cerută noi aura, am înmulțit-o și o înmulțim și o înmulțim. Și în afară de asta am trecut la Moldovița, care e un soi care sperăm că va lua locul lui aura. Însă, să zicem, dacă în ceea ce privește aura trece în direcția asta alimentară, pe când Moldovița nu. Ați vorbit de soiul acela cu pază și două. Da, flamura. Dar iată, aici el hilul e negru. Ce putem începe la anul? Putem să divizăm, fiindcă pe domeniul bio va fi o creștere, oricum, cred că se va dubla la anul. Dar să începem cu ceva, dar să fie și calitativ. Da. Aici sunt două momente. Da. Deci, dacă luăm producere generală de soie, acei care, XRL-urile care produc soie, pe deși nu e interesant ce avem noi. Adică, sigur, faci și altă mișcare, ales de bio. Scoli spun, dar trebuie să crește acea soie. Ei ce fac? Ei cumpără genetic modificată? O stropită cu buruienile astea? Nu, noi cunoaștem. Nu. Noi primul spun că și de atâta nu am găsit interesat dumneavoastră dacă faceți accent asupra noastră, să vă pregătim materialul ca mai departe să mă aplicați. Ce spun domnul Vozean e important nici punct de vedere. Noi în țară nu avem control la hotare a semințelor genetic modificat sau nu genetic modificat. S-a dus și acum și știți, poziția noastră e foarte așa loială. Da, ce importă, ce calitatea semințelor. E foarte important ca să fie control statal ce se importă în țară. Problema este că să facem un program de colaborare între institut și ProGrain, organic. Spunem că dumneavoastră, noi nu putem azi să vă dăm calitatea care dumneavoastră o doriți, dar la anul viitor noi multiplicăm. Exact, spunem că pentru de cum peste anul o să aveți ceea ce mă interesează. Adică, din start, noi trebuie să avem, măcar cât de puțin, mult, să începem în producere la anul, chiar să fie 20 de hectare, ori 100 de hectare, nu știu cât puteți oferi, cât material să încerc puteți oferi. Dacă ne oferim de pildă Moldovița și aura, noi putem să facem chestia asta. Da. Dacă se referă de pildă la flambora care este, știi cum e registrată astea, trebuie să pornim procesul de multiplicare. Da. Deci asta e începutul. Trebuie să vedem la o soie care să fie medie timpuriu, pe spunem, tipul 2-0. E important, cum și pentru noi, că mulți vreau, dar tipul 2-0, nu numai 0 să fie. Adică noi ce v-am propuneți? Da. Nu puneți toate ouăle într-o coșarcă. Corect. Hai zicem, din practică care o aveți, cât procent trebuie să fie cu 1-0, cât procent trebuie să fie cu 2-0, cât procent cu 3-0, ca să fie un echilibru, pentru că suferă o grupă, câștigați cu altă grupă. Dar așa, dacă o să fie numai că de o grupă, atunci pericolul e foarte mare. Asta să ne gândim la o gamă mai largă. Corect. Portofoliul nostru. Corect. Deci, ca scop, nu numai că primele pasuri să facem, să fie de lungă durată și exact. Să facem o producere comună. Deci, noi exact. Destul de mult am investit în tehnologiile care deja poate la cineva mai sunt, dar nu la toți. Și asta trebuie de folosit. Producerea semințe e o ramură strategic pentru țară. Pentru că dacă țara nu are semințe, statul pierde securitatea alimentară a țării. Și atât, dacă noi să conștientizăm lucrul ăsta, că producerea semințe asta e principal de important. Sper și cred că lucrurile pot să se îmbunătățească și soiurile locale autohtone au perspective ca să fie la același nivel cu soiurile de import. Da? Și atunci putem să ne bazăm pe materia primă autohtonă. Da? Dar noi excludem cea de import ca să putem să fim competitivi. Și că primul pas este făcut din partea domnului Viorel. Iată, noi mai lucrăm și iată, sperăm că la anul viitor o să semănăm soia cu semănătoare moderne. Modernă. Deci că primul pas. Al doilea pas, hai să o calibrăm. Pro
grain organic încheie un acord cu Institutul Selecția la o anumită cantitate de sămânță, exact, de un soi, de altul, și atunci Institutul știe ce se produc, ce parametri să fie luați în considerație. Conținutul de proteină, de ulei, care parametri sunt necesari pentru... Asta e modalitatea pe care toată lumea lucrează. Da. Exact. Nu-i piață, n-ai ce lucra. Este piață, să lucrezi. În studiu au fost incluse 32 de soiuri de soia. Soiurile din Republica Moldova, din țară, sunt reprezentate de două instituții. Institutul de Cercetări a Culturilor de Câmp Selecția din Bălți și Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor din Chișinău. Primele soiuri, 7 soiuri, aparțin Institutului de Selecție. În programul, în tematica de cercetare, un accent prioritar îl punem pe crearea soiului cu rezistență înaltă la secete. Prin ameliorare căutăm să modulăm unele caractere morfoproductive ale plantei spre a schimba arhitectonica ei. La principiul de bază în cercetare punem să micșorăm suprafața frunzei prin prezența frunzilor lanceolate, să micșorăm, să reducem numărul de ramuri, deoarece dacă sunt multe ramuri, atunci și evaporarea mare și atunci mai mare. Să căutăm ca soiul sau plantele sau genotipul să aibă o densitate mare a perișorilor pe tulpină și pe frunză. Căutăm să modulăm, adică cum, dar lucrul acesta se face prin hibridări. Iar lucrul acesta se face nu într-un an, lucrul acesta se face pe parcurs, deoarece nu se poate de toate aceste caractere de le-a întruni într-un genotip. Ăsta se face pe parcurs. Din cele 7 soiuri, 4 cu frunza lanceolată, se caracterizează prin nivel de producție înalt față de soiurile străini. Stau la același nivel. 3 ani la rând, soiul moldoviț a ieșit pe primul loc în grupa cu un 0. Uitați-vă. În grupa aceasta e 3 ani de zile, a ieșit pe primul loc, dar să zicem, în celelalte, cu 3 de 0, cu 2, deci alte soiuri. Noi suntem cam rău cu crearea soiilor timpurii. Iată, asta e problemă. Producătorii cer de la noi soiuri cu perioada de vegetație scurtă, deoarece se poate să se dovedească lucrările mecanice de pregătire a solului pentru cultura viitoare. Condițiile climaterice s-au schimbat, chiar și soiurile din grupa 0, dacă este semănat, până la îndeplinirea lucrărilor pentru cultura de toamnă, câmpul se eliberează și se poate ușor de a le folosi. Pentru anul 2020 a fost înregistrat soiul Flamăra. Soiul Flamăra este un soi care se deosebește de celelalte prin conținutul înalt de proteină. Ajunge conținutul la 43%. Nu vreau să trec cu vederea soiul Aura, care a fost și rămâne totuși un soi întrebat. Asta e cartea de vizită a Institutului de Selecție. El a fost și va rămâne un soi întrebat și îndrăgit de producători. Soiul de la Selecția, soiurile noastre locale, atât și cele de la Institutul de Genetică, nu cedează soiurilor străine. Sunt competitivi, da? Și noi putem ușor să concurăm cu soiurile străine. Din cauza că aceste soiuri create aici, la noi în Moldova, sunt adaptate la condițiile pedoclimaterice, dacă am avea, să zicem, și utilajul care trebuiește pentru cercetările științifice, am fi mai sus. Ne-am dorit ca suprafețele în final să atingă circa 60-80 de mii de hectare, ca această cultură să fie introdusă în asolament, cel puțin pentru raioanele unde condițiile favorabile permit ca această cultură să fie cultivată cu succes.
Cultivând această suprafață 60-80 de mii de hectare, deci noi vom reuși ca să asigurăm necesarul pieței interne cu soia locală, cu soia non-GM, cu soia ecologică și surplusul să fie exportat pe piețele europene. Sarcina proiectului este ca să aducem la cunoștință agricultorilor care sunt cele mai relevante soiuri pentru a fi cultivate în această regiune și care sunt tehnologiile adecvate. Avem sprijinul atât finanțatorilor externi în cazul de față a Uniunii Europene, cât și sectorului privat, nemijlocit furnizorilor de inputuri, care asigură cu material calitativ producătorii agricoli. Și vreau să zic că avem o colaborare cu succes cu instituțiile de cercetare locale, cum ar fi Institutul Selecția, cum ar fi Institutul de Genetică. În platformele de demonstrare, atât în anii precedenți cât și în acest an, sunt plasate soiurile locale, care vreau să zic că au un potențial foarte bun și sperăm cu ajutorul cercetătorilor științifici să putem să promovăm pe larg aceste soiuri, ca să fie cultivate pe larg de către fermierii locali.